Consiliul Județean Călăraș a organizat în data de 24 februarie ședința ordinară a lunii în curs. Pe ordinea de zi s-au aflat 19 proiecte de hotărâre, iar la începutul ședinței, două proiecte au fost propuse pentru excluderea din listă. Astfel, consiliera USR Amelia Giurcan a propus scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului cu numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de atribuire a contractelor și acordurilor cadru de achiziție publică, în temeiul prevederilor articolului 31 din legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și ale instrucțiunii ANAP numărul 1/2018. Iar președintele Consiliului Județean Călăraș Ion Samoilă a propus scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului cu numărul 14, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii numărul 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate a Consiliului Județean Călăraș, cabinetul președintelui, precum și pentru serviciile publice din subordinea acestuia. În urma votului a fost scos de pe ordinea de zi doar proiectul cu numărul 14, propus de vicepreședintele Consiliului Județean Călăraș. Am constatat că sunt prezenți 30 de consilieri județeni din totalul de 30 de consilieri în funcție, la care se adaugă președintele Consiliului Județean Călăraș, cu drept de vot. Ședința fiind statutară, declar lucrările ședinței deschise. Să supunem la vot, înainte de votarea ordinii de zi, scoaterea după ordinea de zi a proiectului numărul 8. Argumentați momentul în care votul va fi pro sau contra, la argumentare. Avem și noi, da, domnul Samoilă? Scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului a hotărârii numărul 14. Avem propunerea de scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului numărul 8. Noi ne abținem pentru că nu am înțeles motivarea. Nu m-a lăsat la președinte. Abținere? Da? Împotrivă? Nu? Deci? 12 pentru scoaterea de ordine. 19 abținere. Bun. Deci nu m-ați lăsat să-mi argumentez... Acum vreau să argumentați... După ce am votat? Da. Care mai este logica? Dacă nu vreți să vă argumentați, nu. Mulțumesc. Bun, vă argumentez. Pentru aprobarea acestei metodologii presupune că autoritatea contractantă, în speță Consiliul Județean, are posibilitatea să excludă fără justificare, conform prevederilor articolului 2, alineatul 1, litera A din instrucțiunea ANAP 1/2018, prin care poate să achiziționeze de pe piața liberă prin aplicarea unei proceduri de atribuire sau prin achiziție directă, în condițiile legii, lucrări, servicii sau produse. Adică fără să se asigure transparența procesului și a procedurilor prin intermediul platformei SEAP. Din acest motiv, solicităm scoaterea acestui proiect de pe ordinea de zi. Da, s-a pus respins. Mulțumim mult că ați avut intervenția să scoatem. N-a fost aprobat de către plenul Consiliului Județean. Poate colegii să răzgândesc după ce au aflat motivația noastră și mai votăm încă o dată, că așa este normal. Asta este încă una. Proiectul numărul 14. Cine este pentru scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului numărul 14? Ne motiva și nouă, ca să știm și noi de ce... Dacă vreți, nu vreau să motivăm. Vi-l putem motiva noi. Deci vă pare că este incorrect. Voturi au fost pentru. Dumneavoastră ați dorit să scoateți după ordinea de zi aceste lucruri pentru că era incorrect față de ceilalți colegi care au salariile conform hotărârii vechi a Consiliului Județean. Nu ar vrea să mări salariul unui funcționar care l-ați angajat acum. Nu pierdeți timpul. Dacă sunteți în ședință de Consiliu Județean, trebuie să ne ascultați părerile. Că votați voi pentru sau contra, e altă problemă, dar trebuie să ne ascultați. Nu era numai ilegală, era și imorală, din punctul nostru de vedere. Am votat câți sunt pentru... Cine este pentru scoaterea proiectului de pe ordinea de zi? Să repetă votul că... A doua oară putem să repetăm votul. Împotrivă? Împotrivă? Da. Deci cu o intervenție, vă rog frumos. Da? Se abține cineva? Împotrivă? Nu, unanimitate. Ordinea de zi a fost aprobat. La ședința de Consiliu din decembrie s-a votat, s-a desemnat un grup de trei persoane, trei consilieri, Pușcașu, Meseșanu și Petcu, să facă parte din Consiliul Fundației pentru Tinere. De asemenea, domnul Gâdea să facă parte din Comisia de Evaluare.
a activității Fundației pentru Tineret. În ședința din ianuarie mi s-au înmânat, sau cel puțin mie mi s-au înmânat, hotărârea din decembrie. Rugăminte. Ce facem cu chestiunea asta? Eu ce fac? Există vreo corespondență între Consiliul Județean și Fundație? Fundația a trimis vreo hârtie la Consiliul Județean? Știe de treaba asta? Eu vreau să reprezint cu cinste, corectitudine, activitatea pe care consilierii au votat-o ca să o desfășoare acolo la Consiliu, ca ulterior domnul Gândea să mă evalueze și pe mine, da? Ce știm despre treaba asta? Că dacă am votat în decembrie să reprezentăm noi trei, Pușcașul, Meseșanu și Petcu, Consiliul Județean, în Consiliul Fundației, aduceți-vă aminte ce discuții au fost, cine-i fundația asta de tinere, ce face ea, de când e ea pe pământul ăsta în județ, și acum au trecut deja aproape 3 luni de zile și nu se mai... Nu, eu nu știu nimic. Deci rugămintea mea să mi se spună, să mi se transmită ce trebuie să facem acolo, când trebuie să facem, cum trebuie să facem. Vă mulțumesc! La fiecare mandat, domnule președinte, la fiecare mandat au fost, să spunem, repartizați din partea Consiliului Județean, că așa spune legea, da, consilieri județeni care să țină cont de patrimoniu, da, acestei asociații. La momentul ăsta aveți dreptate, cred că în cei 4 ani de zile care au trecut și sunt parte din consilieri județeni, în afară de repartizarea unor consilieri județeni să reprezinte Consiliul Județean, nu s-a făcut mai mult. Dumneavoastră ați venit cu o inițiativă, așa că executivul va lua act de ce a spus acum, da, și toată corespondența pe care o are Consiliul Județean, direcția tehnică, direcția de dezvoltare sau direcția juridică, să vă pună la dispoziție toate materialele pe care le avem azi în Consiliul Județean. Și cred că direcția juridică să-i faceți o informare, stadiul la momentul ăsta, tot ce a însemnat ședințe. Da? Și tot ce înseamnă la momentul ăsta relația dintre noi ca și parte a Consiliului Fundației, da, și a reprezentat Consiliul în numele cetățenilor județului Călăraș și în acea fundație, și să facem o evaluare, da, și informare domnului președinte. Nu neapărat informare, dar a fost ca dumneavoastră, ca dumneavoastră să răspundeți în plen ce ați constatat, pentru că acum ați intervenit, ce ați constatat și care sunt, să spunem, relațiile noastre ca membri fondatori în această fundație. Deci vreau să se înțeleagă exact, mi-e nu-ncat galoanele să merg eu acolo, dar să știu, cei de acolo știu că noi am făcut acest demers în decembrie. Trebuie să luați executivul Consiliului Județean cu dumneavoastră și împreună să puteți să faceți aceste demersuri în afară de hârtile și tot ce avem corespondență noi cu ei până acum. Sigur, mulțumesc. Da? Și eu vă mulțumesc.